Se spune că una dintre cele mai mari frici ale oamenilor este vorbitul în public. Într-adevăr, sunt foarte mulți oameni care se tem să vorbească în public. Dar aminte dacă te duci la o competiție, pentru că până la urmă e o competiție în care trebuie să vorbești fix 5 minute în fața publicului. Ovidiu Oltean, te salut și bine ai venit. Fondatorul 5MS. Tradus ar veni 5 minute de speech. Exact, 5 minute speeches, discursuri de 5 minute. Bine te-am găsit, Bogdan, și îți mulțumesc pentru invitație. Vreau să-ți pun o întrebare. Te rog. O să pară puțin ciudat. Ai asistat vreodată la o conferință sau la un eveniment? Din start îți spun da. La care unul dintre speakeri a avut un discurs extrem de plictisitor? Nu, plictisitor nu. Niciodată? Nu, am fost, dacă pot să-ți răspund, am fost, spre exemplu, la Alan Pease, aici la Cluj, și am remarcat abilitatea sa extraordinară de a electriza publicul în primele 40 de secunde de când urca pe scenă. Mi se părea extraordinar faptul că omul reușea în 40 de secunde să facă o sală de câteva mii de oameni să râdă și să se simtă bine, să se așeze, să discute. Da, e un speaker. Dar mi s-a întâmplat să întâlnesc mulți oameni plictisitori care au stat chiar pe scaunul acela pe care stai tu. Sper că nu o să fiu unul dintre ei. De regulă, și aici probabil că întrebarea aceasta vizează pe studenți, te-ai uitat vreodată la ceas să vezi când se termină odată discursul? Da, asta s-a întâmplat. Și de regulă studenții la facultate, la cursuri, fac treaba asta în mod constant. Noi asta vrem să combatem prin intermediul acestor evenimente. Vrem să oferim publicului un eveniment în care, în primul rând, dacă cumva vorbitorul este un pic mai plictisitor, să se termine repede discursul, să țină numai 5 minute, dar cel mai important, să vină cu un subiect care să fie al său personal și să fie dedicat publicului. De regulă, vorbitorii vin cu subiecte fie de business, fie de afaceri, fie din... Povești de succes. Nu? Exact. Și publicul nu prea se identifică cu aceste povești. În schimb, în momentul în care vine cineva cu o poveste personală, ceva ce i s-a întâmplat în viața lui și l-a marcat nu ca om de afaceri, ci ca om simplu, în acel moment publicul rezonează mai mult cu ceea ce se întâmplă acolo și se regăsește în acea poveste. Și în plus reușește să și preia câteva din mesajele respective și să învețe ceva din povestea respectivă. Și asta încercăm noi să oferim. Pe de o parte, oferim publicului cam 2 ore de foarte bună dispoziție, de discursuri de calitate cu informație foarte utilă și de regulă fiecare persoană din public la final poate să spună că a plecat de la eveniment cu un lucru învățat, care poate să-l utilizeze începând de mâine, chiar de ziua următoare. Și pe de altă parte vrem să le oferim un mediu persoanelor care sunt foarte pasionate de public speaking, de vorbitul în public. Există un grup de pasionați? În Cluj există chiar o comunitate foarte mare. Eu sunt... Serios? Da, există organizația non-guvernamentală, ONG-ul Toastmasters Cluj, care este un club dedicat vorbitorilor în public și celor care vor să-și dezvolte abilitățile de leadership. Deci pentru voi am citit eu un manual de public speaking. Ok. Da. Noi facem un pic modul în care lumea se dezvoltă în clubul nostru e mai mult experimental. Adică vine lumea și chiar practică ceea ce face. Nu avem manuale din care să înveți. Există anumite guideline-uri, niște obiective pe care să le îndeplinești, dar totul se desfășoară prin practică și feedback automat. Și aici, ca să înțeleagă lumea, nu este vorba de stand-up comedy. Nu. Unele discursuri sunt amuzante, mai ales avem o secțiune special dedicată pentru discursuri amuzante, dar în rest, unele discursuri poate chiar devin lacrimogene. Pentru că sunt oameni care vorbesc despre niște evenimente dramatice care li s-au întâmplat și pe care doresc să le împărtășească. Și de multe ori te trezești că ți se ridică părul pe tine de emoția și energia pe care o transmite speakerul de pe scenă. Dorim să oferim acestei comunități de speakeri locală posibilitatea... Cam câți oameni sunt? În clubul de public speaking Toastmasters Cluj suntem cam 40 de membri înregistrați, afiliați, dar pe lângă aceasta mai există și alte grupuri, cum ar fi Speakers Arena, Speaker Elite, unde la fel sunt afiliați oameni care doresc să își dezvolte aceste abilități de vorbit în public. Și celelalte orașe unde
s-a lansat acest eveniment sub formă de franciză, beneficiază și ele de aceste grupuri de oameni pasionați de public speaking, pentru că așa l-am dezvoltat, așa am ales orașele, astfel încât să fiu sigur că în acele centre există oameni cu un real interes pentru public speaking. Timișoara este unul dintre ele, Brașovul și acum Oradea o să fie de luna viitoare. Sunt toate orașe cu comunități care se implică activ în evenimente care presupun susținerea de discursuri. Bun, hai să ne întoarcem imediat la, la ediția de, de aici de la Cluj. Spune-mi, în ce constă plăcerea, pasiunea pentru discursul public? De ce îți place ție treaba asta și sigur și prietenilor tăi care faceți parte din acel grup? Pentru mine, eu sincer mi-am descoperit vocația în domeniul public speaking-ului. Simt că asta e motivul pentru care am venit pe lume. Să fiu în fața oamenilor, să le vorbesc și să le transmit emoție și informație la pachet pe care ei să o poată integra în viața lor imediat după ce se termină discursul. Ce fel de informație? Depinde ce au nevoie. Adică tu ai putea să susții un discurs despre religie astăzi la Cluj, mâine seară la Brașov despre politică, după aceea despre medicină și mai apoi despre femeie, să zicem. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai ridicat mingea la fileu. Da, exact asta este specializarea mea. Am studiat foarte mult timp domeniul vorbitului în public, am înțeles structura de excelență a unui discurs, ce trebuie să faci pentru ca un discurs să aibă maxim impact, am înțeles modul în care poți să relaționezi optim cu publicul, cum poți să transmiți acea emoție și pe urmă și informația care să vină la pachet și să se fixeze bine în creierul sau în sufletul omului. Și atunci, pur și simplu, eu vin doar cu informația din diferite domenii și o pun pe scheletul respectiv. Că e vorba de religie, că e vorba de politică. Da, de aici trebuie să-ți câștigi cumva credibilitatea. Adică eu, spre exemplu, dacă m-aș duce să vorbesc despre finanțe, n-aș putea intra foarte adânc în problemă decât expunând niște principii generale de bun simț legate de economia unei familii și de chibzuință. Corect. Dar nu mai mult de conturi de amortizare, conturi de... Înțelegi? Corect. Cât de credibil reușești să fii? Credibilitatea, oarecum, până în acest moment mi-am câștigat-o prin faptul că în acest an am câștigat concursul național de discursuri. Sunt campionul României pe așa ceva. În plus, în momentul în care eu mă aflu pe scenă în fața oamenilor, stăpânesc la nivelul cel mai de sus domeniul, respectiv informația pe care vreau să o transmit. În momentul în care vreau să vorbesc despre un anumit domeniu, există o etapă lungă de studiu, de cercetare. În momentul în care vorbesc despre credite, să zic, pentru o bancă, bineînțeles că va exista o perioadă de câteva zile sau săptămâni în care eu mă documentez foarte bine ce presupune acel discurs. Vorbim aici de discursuri care se întind pe o perioadă fixă de timp și nu de workshop-uri sau seminarii în care ai o interacțiune constantă cu publicul. Astfel, în momentul adică, în care... Da, trebuie să te delimitezi foarte clar de un discurs profesional sau un curs... Un seminar, curs, așa mai departe. Exact. De cele mai multe treaba asta merge foarte bine în vânzări. Sunt convins că acolo e... Scopul nu este neapărat pentru a vinde, ci pentru a crea o imagine bună. Chiar astăzi am venit de la un eveniment unde s-au ținut foarte multe discursuri și de regulă, într-adevăr, exact cum spuneai tu, vin persoane care sunt experți într-un anumit domeniu. Hai să luăm, de exemplu, domeniul sănătății. Da, medical. Medical. Și sunt experți în acel domeniu, cunosc foarte bine toate noțiunile și în momentul în care vin în fața oamenilor, parcă îți citesc dintr-un manual. Da. Stau și se uită pe diapozitive și îți citesc tot ce este acolo. Omul respectiv chiar recunoaște că speakerul din fața lui cunoaște foarte bine informația respectivă, dar dacă nimic din acea informație nu ajunge la el în suflet, nu o să o folosească cu absolut nimic. Da. Și pe de altă parte, ai speakerii profesioniști și pomeniai de Alan Pease, care știu să aducă acea emoție, să aducă acea energie, să facă acel mic spectacol, astfel încât să-l pună pe om în postura în care să fie deschis pentru informație. Pentru că, să fim sinceri, dintr-un discurs de 10 minute,
sau de 20, cât reții? Foarte puțin, poate una sau două idei. Și un speaker profesionist știe cum să construiască discursul pentru ca acele două idei chiar să fie reținute de întreaga audiență. Da, e într-adevăr și acesta un hobby și o pasiune. Când se va întâmpla ediția aceasta a patra aici la Cluj, poate sunt persoane interesate să vină să vadă ce se întâmplă în sală. Sigur că da, locuri în public mai avem disponibile. Speakerii deja au ocupat toate cele 10 locuri. Noi am început mai din timp promovarea evenimentului. El va avea loc vineri, poimâine, la Napoca 15, în mansardă, de la ora 19 la ora 21. Cine sunt speakerii? Speakerii sunt persoane de rând. O să îți dau exemple de meserii. Exact, da. Cu ce se ocupă. Avem un antreprenor care deține un coafor și face coafuri pentru doamne și domni. Avem o domnișoară care este trainer și susține training-uri în diverse companii. Avem o doamnă care este liber profesionist și se ocupă de pictură din pură pasiune. Avem un domn care este, a cărei pasiune este hipnoza și se ocupă de hipnotizare și sunt foarte curios despre ce o să ne vorbească. Va hipnotiza toată sala. Exact. Avem o doamnă care este foarte pasionată de educație, are un cabinet psihologic pentru a educa lumea în diverse domenii. Ce mai avem? Mai e și Irina Gașpar. Irina Gașpar intră în secțiunea specială, ea este invitatul special. Are un invitat special, o persoană care are mai multă experiență în domeniul vorbitului în public, un speaker de renume, cel puțin în comunitatea locală, dacă nu națională, cum e Irina. Și acest invitat special vine în finalul evenimentului ca un star, își susține și el discursul exact ca și ceilalți. 5 minute cu 20 de slide-uri în spate, care se schimbă automat la 15 secunde și nu are niciun control asupra momentului în care acestea se schimbă. Și la final, invitatul special o să premieze cel mai bun discurs pregătit al serii, din cele 10 discursuri. Pe lângă acelea, noi spuneam că avem și o secțiune mai amuzantă. Vom avea 5 discursuri improvizate, la care poate să participe absolut oricine din public, cine se simte mai încrezător. Bun, și deci aveți, mai curajos. Aveți și o provocare. Ovidiu Oltean, îți mulțumesc pentru prezența aici. Mult succes! Mulțumesc și eu. Interesant domeniul tot de preocupare. Doamnă și domnilor, să aveți o seară excelentă. Ne revedem împreună vineri, dar Transilvania la zi continuă și mâine, într-o zi frumoasă de joi de septembrie. Toate bune!